Bun găsit, dragi prietenii, ai emisiunii noastre de la Manager la Manager, în cadrul televiziunii Consilier TV, desigur. Astăzi avem un invitat special în studioul nostru, este vorba de Ștefania Țale, Project Manager la Focus Digital Services. Este Project Managerul de divizia noastră de publicitate online. Practic o mică regie care s-a înființat chiar astăzi și o să dau și data, 16 ianuarie 2012, pentru că e bine să rămână undeva acolo în analele presei digitale, audio-video, dacă vreți. Bine ai venit, Ștefania! Bine v-am găsit! E la modă treaba asta cu regiile de publicitate, văd, că tot apar așa, peste noapte. De unde până unde? Nu știu dacă e la modă sau nu, oricum ciudat e faptul că la modă deja nu mai e un cuvânt la modă. Dar este un lucru foarte bun că ne-am înființat propria regie de publicitate, Focus Interactiv. Astăzi este o zi foarte mare pentru noi, pentru că, așa cum știm, Focus Interactiv deține în portofoliu site-uri ale grupului Rentrop & Straton, site-uri cu content specializat, informații specializate. Informațiile specializate din zona Rentrop & Straton fac parte din domenii ca management, fiscalitate, legislația muncii, juridic, idei de afaceri și antreprenoriat. Resurse umane. Și atunci ați încercat în acești ani, știu că aceste proiecte, eu fiind consultant manager.ro, cunosc destul de bine evoluția acestui portal. De-a lungul timpului au tot existat colaborări cu diverse regii respectabile de publicitate de pe piața românească. Da, unele dintre cele mai mari regii de publicitate. Chiar cele mai mari regii, cu siguranță, însă probabil că undeva a fost o problemă de înțelegere din partea lor și din partea noastră a obiectivelor. Vorbim de un public cu totul și cu totul diferit aici la Focus Interactiv? Publicul, într-adevăr, este diferit față de cel al altor site-uri, deoarece nu oricine poate citi content de specialitate, adică dacă nu ești interesat de zona de contabilitate, cu siguranță nu vei intra pe contabilul.ro să... Îți trebuie Google Translate, deși nu face traducere din română în contabilitate, nu? Exact. Care sunt site-urile în acest moment? Așa, sunt foarte multe, dar mă rog, cele mai importante? Avem în primul rând rețeaua manager.ro, rețea care include manager.ro, contabilul.ro, legislația muncii.ro, e-juridic, info-tva, fiscalitatea și idei de afaceri.ro. Am înțeles. Un trafic consolidat, ca să spun așa, zilnic de? Lunar este de aproximativ 1 milion de unici. Iar ca afișări, 2 milioane și jumătate, iar vizite undeva în jur de 2 milioane. Da, e interesant. Asta înseamnă un indice de 2,5 de page views, ca să zic așa, pe fiecare vizitator și aproape de 1, ceva pe fiecare vizită. Da, exact. Interesant. Există, din câte știu, asociate de aceste portaluri, de aceste, dacă vrei, canale de informare, există și niște newslettere, nu? Exact, fiecare care, site. Cum sunt? Lunare, acesta este un mare avantaj pentru site-urile din rețeaua manager.ro, pentru că fiecare site are newsletter-ul său, adică informațiile care se regăsesc în site-urile respective și studii de caz, studii practice, se trimit către abonații newsletter-ului zilnic, încercând să detaliem cât mai mult aceste subiecte, pentru că este clar că un contabil are nevoie de informații vitale despre contabilitate, mai ales în România, unde legile se schimbă nu zilnic, dar în mod constant, la fel pe legislația muncii, informații despre cod civil și așa mai departe. Am înțeles. Încercăm, practic, să aducem trafic și prin e-mail către portaluri, dar din câte mi se spune așa de prin piață, e-mailul a cam murit. Mai funcționează aceste newslettere transmise zilnic, am înțeles? Eu n-am auzit informația asta că e-mailul ar fi murit. Cum se spune prin presă, pe surse, ca să zic așa. Pe surse mi s-a comunicat că e-mailul a murit de vreo 2-3 ani. Cam ce rată de deschidere avem, nu știu, pe un legislația muncii, pe un e-juridic, pe un manager.ro, pe un idee de afaceri? Rata de deschidere a newsletterelor din rețeaua manager.ro
este undeva între 28% și 34%. Bineînțeles că depinde foarte mult de ce schimbări legislative au fost. Normal că rata de deschidere a fost mult mai mare atunci când s-au produs astfel de schimbări. Dacă a fost sau nu a fost o revoluție aseară, depinde de lucru. Dacă a fost revoluție, dar oamenii vor să afle ce s-a întâmplat, exact, și atunci citesc un număr cât mai mare. Spune-mi, te rog frumos, vorbim de rata de deschidere aproximativ de 30%, dacă facem o medie așa mai ponderată. Exact. Din ce bază de date, cam care este universul adreselor de e-mail? Bănuiesc că sunt cel puțin opt-in, dacă nu cumva double opt-in. Double opt-in. Sunt double toate, opt-in. Toate adresele abonaților din rețeaua manager.ro sunt double opt-in, pentru că ne dorim ca acei abonați să fie cu adevărat interesați de contentul pe care îl trimitem zilnic. Cam de ce univers vorbim? Ce ca număr, ca la cantitate, ca să zic așa. Aproximativ 235.000. 235.000. 235.000 de deci adrese de double opt-in. Din 235.000 înseamnă undeva la, cu matematica, deși am făcut ce de matematica, dar a trecut multă vreme. Te las pe tine, eu la matematică nu sunt un as, așa că 235.000 se apropie de o cifră interesantă, undeva pe la 90-100.000 de deschidere în fiecare zi. Iar un marketer poate să fie sigur că acei oameni au vizionat mesajul care a fost transmis către public. Să facem un exercițiu. Eu sunt un mare fan al exercițiilor și sunt un mare fan al flipchart-ului. N-avem încă unul aici în studio, dar vă promit că vom avea. Nu de alta, dar Radu Banciu trebuie să aibă și el un epigon, ca să folosesc un cuvânt de la Eminescu, că tot a fost de curând un eveniment legat de el, de Eminescu, nu de Radu Banciu. Să facem un mic exercițiu. Dacă eu aș fi o companie, să spunem o companie medie, nu măruntă, nu foarte mare, nu mă duc la publicitarii aceia care investesc milioane de euro în fiecare lună în speranța că noi ne vom duce și vom cumpăra detergentul sau telefonul de la ei, ceea ce se și întâmplă. Adică nu... E un sistem care funcționează. Nici la firma aceea care are un buget de 23 de euro lunar și cu 23 de euro ar vrea să devină numărul 1 în Google, dacă se poate. Vorbesc de un client de mărime medie. Ce mi-ai oferi ca project manager al acestei divizii de publicitate, de regie online, focus interactiv? Bineînțeles că aș analiza un pic domeniul de activitate, în funcție de domeniul de al activitate, meu. Evident. Mă gândeam că analizând domeniul tot de activitate, îmi face așa o introspecție, domeniul de activitate că am pădurea sponsorațiile și descoperim la final. De ce? N-ai făcut filozofie, nu? Nu. Okay, nu. Da. Economic. Am înțeles, nu. M-am speriat în prima dată, am crezut că o să analizez ce faci tu și de ce. Bineînțeles că se analizează domeniul de activitate al clientului, deoarece trebuie văzut exact care este obiectivul său, cum vrea să ajungă pe piață, care este mesajul pe care vrea să-l transmită către public și ce vrea să obțină prin campania respectivă. Vrea un ROI bun, vrea un branding, vrea să-i crească vânzările, bineînțeles că asta se leagă tot de ROI. ROI e treaba aceea cu albinele care părăsesc stupul și se duc... Da. Știi bine, dar mai înseamnă și altceva. Este vorba despre return on investment. Am avut la care... un moment dat pe cineva de la o facultate, nu vreau să dau numele, nu e neapărat din București sau din altă zonă, absolvent de studii economice și când l-am rugat la un interviu să-mi spune ce la ROI, mi-a spus așa, ROI-ul este o formație de albine care zboară din sau eu către zic stup. Că e un răspuns corect. Un răspuns corect, așa este, dar m-a interesat mai mult în zona de marketing. Vorbim de sigur de return on investment. Câți exact. Euro bagi și câți bani și scoți cât pe fiecare euro pe care l-am investit. Ai investit un euro în campania respectivă, ai scos 3, deja este un ROI... Acceptabil. Acceptabil, exact. Da. În zona online exact. Se așteaptă un ROI de 6, 7, poate chiar 8. Asta este un ROI care începe să devină deja interesant. Deci îmi analizați nevoile, vedeți ce vreau eu, vedeți cine sunt eu și apoi veniți și faceți o propunere. E o discuție interactivă, te întâlnești cu clienții, cu echipa ta pe care o conduci în focus interactiv, stați de vorbă, vă uitați pe niște dosare, aveți niște rate card-uri sau cum se numește? Exact. În primul rând trebuie să spun că această discuție și această decizie de implementare a campaniei se ia împreună cu clientul, adică niciodată nu vin cu o propunere fără să ascult împreună cu echipa mea ce își dorește clientul, unde vrea să ajungă, ce s-a mai făcut până atunci, ce campanie a mai avut, ce rezultate a mai avut, pentru că sunt foarte importante. Trebuie să știm exact cum au reacționat consumatorii înainte pentru a vedea cum vor reacționa și pe viitor. Bineînțeles, dacă este vorba de aproximativ același produs sau serviciu pe care îl oferă. Ca să se poată compara mere cu mere, nu mere cu pere. Exact.
Da. Există apoi o raportare către client sau există o procedură prin care, o mini-procedură prin care clientul află ce s-a întâmplat cu campania lui? Bineînțeles, cred că dacă n-ar exista acel raport, nu ar mai fi nimeni care ar investi în publicitate, pentru că nu ai putea să-ți analizezi rezultatele. În consecință, nu ai vedea de ce să investești niște bani în ceva care nu-ți aduce rezultate. Bineînțeles că este vorba despre un raport care se trimite către client și nu numai la finalul campaniei, ci și după fiecare săptămână de rulare a campaniei se poate vedea. Asta este și avantajul online-ului, faptul că poți să vezi cum a mers campania. Dacă avem, de exemplu, într-un spațiu 5 bannere, ne uităm în fiecare zi, vedem care este CTR-ul. Cel mai performant, da, exact. CTR-ul, exact. Care este cel mai performant banner? Bineînțeles că se pot scoate două dintre ele, de exemplu, dacă acelea n-au mers, lăsăm trei și tot așa. Mai vedem cum merg lucrurile în continuare și se ia decizia împreună cu clientul, bineînțeles, care a avut cel mai mare succes și se va merge pe acela. Nu sunt un... ce scuze? Ca să ajungă exact la consumator mesajul care influențează cel mai mult și care atrage cel mai mult, care determină să cumpere până la urmă. Un limbaj al Uniunii Europene și clientul să-și atingă indicatorii de performanță. Exact. Acei KPIs. Nu sunt un mare cunoscător al acestei industrii, sunt doar un observator așa de câțiva ani. Știu că se lucrează cu niște elemente tehnice de genul ad server, focus interactiv, cu ce ad server lucrează? Asta e o nebunie foarte mare, care polonezul, românul... Da, este o discuție lungă. Și un tool vital pentru o regie de publicitate, pentru că fără el nu îți poți desfășura activitatea, nu poți implementa campaniile, nu le poți rula, nu poți vedea ce rezultate a avut campania respectivă. Iar Focus Interactive, parte din Focus Digital Services, lucrează cu Double Click for Publishers, este ad serverul companiei Google, un lucru care ne face mândri într-un fel că putem lucra cu ei, mai ales că încrederea mare pentru Google este și de partea noastră și de partea clientului. Adică atunci când lucrezi cu Google, certitudinea că ai niște rezultate bune în sensul de adevărate. Transparente. Exact, transparente, este una mare. Am înțeles. Ștefania s-a speriat un pic înainte de începerea acestui interviu că o să pun și întrebări mai delicate. Iată, a venit acest moment. Care este obiectivul Focus Interactiv pentru 2012? Da, te-am dat de gol. Îmi stă caracter, cei care mă cunosc. Care e obiectivul Focus Interactiv pe 2012? Nu știu. Din câte informațiile pe care le avem undeva, piața de publicitate online anul trecut s-a situat poate la 45, poate 50 de milioane de euro, din care jumătate din această sumă a fost luată de publicitarii români, de fapt de regiile de publicitate în România, și jumătate a venit prin Google, prin diferite Google. AdWords, AdSense. Cât își dorește Focus Interactiv din această piață? Să înțeleg că mă întreb Google de greu de luat. De obiectivele financiare. Desigur, ca obiectiv financiar încercăm să avem și noi în jur de 0,5% din piața asta. 0,5% din această piață înseamnă din 25 de milioane... Ce înseamnă asta? 10% înseamnă 2 milioane și jumătate, 1% înseamnă 250 de mii, 10% înseamnă 125 de mii de euro. Da, este o sumă interesantă pentru primul an. Te-am lăsat cu matematica. M-am lăsat cu matematica, dar mai greu, așa, fac o fractură pe creier, fiind 16 ianuarie și fiind luni, creierul meu încă nu funcționează la parametrii optimi. Am nevoie de un alt server de la Google, probabil. Te ajutăm cu mare drag. Spune-te, rog frumos, există în strategia Focus Interactiv o parte de comunicare directă cu agențiile de pe piață și aici mă refer la agențiile mari pe care le cunoaștem cu toții. Nu dau aici nume ca să nu creadă cineva că am uitat pe cineva sau din contra am adăugat pe cineva. Mai ales că sunt foarte multe agenții de publicitate. Dar doar câteva sunt mari și bune. Asta e realitatea. Exact. Voi sunteți una mică și bună deocamdată. Și noi încercăm să fim regie de publicitate. Exact. Da. Și nu agenție, cel puțin deocamdată. Nu știu care e diferența, dar... Focus Interactiv lucrează, bineînțeles, a implementat multe proiecte cu o parte din agențiile de publicitate din România, cu agențiile active de pe piață. Au fost proiecte de succes, proiecte pentru clienți mari, clienți bancari, precum BCR, Raiffeisen, știm cu toții, top spenderii din bănci. Exact, top spenderii. Exact. Top spenderii.
au fost și campanii pe zona de telefonie, telecoamele, așa cum se spune în publicitate. Da. Că ai zis să discutăm așa în tren, ca să nu zic acum, la modă, pentru uimește-o puțin cu câteva englezisme acum ca să mă arunci sub fotoliul ăsta. Da. Deci au fost proiecte implementate cu agențiile de publicitate care au mers destul de bine. Clienți veniți prin agenții de publicitate, agențiile s-au adresat nouă, adică publisherilor, pentru că noi, pe lângă faptul că suntem regie, suntem și publisher, adică avem propriile site-uri, cu rezultate destul de bune, așa cum am spus și mai devreme. Dar relația dintre Focus Interactiv și regiile de publicitate online, care va fi în acest an? Cu siguranță va fi o relație bună. Și de ce spun asta? Pentru că, așa cum a fost și până acum, comunicarea se va menține în aceiași parametri, adică vom comunica bine, vom încerca să luăm proiecte pe care să le implementăm împreună, adică noi fiind o regie mică de publicitate, cu siguranță le vom acorda ajutorul nostru prin site-urile pe care le avem, prin contentul pe care îl creăm zi de zi cu experții cu care lucrăm. Sunt acum în Focus Digital Services, sunt total în compania aceasta? În total 26 de persoane care se ocupă de zona de online, digitalizare. Interesant. Focus Interactiv. Și toate serviciile pe care le oferă Focus Digital Services. Interactiv și interesant în același timp. Dacă am înțeles bine, această regie a apărut ca o necesitate a voastră de a monetiza mai bine niște site-uri de nișă pe care, din nefericire, marile regii de publicitate n-au reușit să le monetizeze pentru că s-au dus către cifrele mari, către numerele mari. Exact. Adică nu e un fel de mișcare de protest că tot să poartă asta. Adică v-ați supărat, ați ieșit în stradă, ați aruncat cu... Mergem pe principiul comunicării. Comunicării, am înțeles. Adică protestați pașnic undeva, aveți în fața teatrului și chemați pe ceilalți, veniți să facem bani împreună. Cam ăsta e mesajul vostru. Cam ăsta este mesajul, pentru că am comunicat, așa cum spuneai chiar tu mai devreme, am comunicat cu foarte multe regii de publicitate, foarte multe, cu o parte din regiile de publicitate de pe piață, regii mari. Însă, bine, nu pot spune problemă, doar că ei s-au dus mai degrabă către site-urile foarte mari, către cu un trafic foarte mare, iar a vinde pe niște portaluri cu informații specializate este diferit față de a vinde pe un portal generalist de știri, de exemplu. E diferit, dar e interesant și exact asta vreți să faceți voi în acest an. Să vindem informații, să vindem publicitate pe informații specializate. Pe informații specializate, exact. Sunt foarte multe companii care oferă servicii și produse pentru targetul nostru, așa că suntem convinși că vom avea succes. Da, interesant. Te mai las să spui doar dacă vrei un ultim cuvânt. Doar dacă știi vreau. Condamnații pe vremuri în Evul Mediu înainte să deci ajungă... am dreptul la un cuvânt. Ai un dreptul la o ultimă frază pe care să o adresezi acestei, nu știu, eventual potențialilor clienți, nu știu, să sintetizezi dacă vrei într-o singură frază toată discuția noastră de astăzi. Misiunea, viziunea și valorile. Focus Interactiv. Oamenii, știi cum... Nu o să încep prin a spune astfel de teorii, cu toate că sunt foarte importante, însă mesajul meu către potențialii clienți este de a veni către noi, de a lucra cu noi, chiar de a face teste cu noi, pentru că își vor da seama că suntem o echipă foarte flexibilă, o echipă care își dorește foarte mult să implementeze proiecte mari, proiecte de succes pe piață. Și lucrul ăsta este un atu pentru Focus Interactiv, pentru că a implementa un proiect special nu înseamnă a pune un banner pe un site și a vedea ce rezultate ai și cam asta e tot. Nu, noi mergem către proiecte speciale, către comunicarea foarte bună cu clientul, către raportare foarte bună, către soluții pe care îi le dăm zilnic din experiența pe care am avut-o și pe care o avem în continuu cu proiectele pe care le implementăm. Da, a fost Ștefania Țale, project manager la Focus Interactiv, o divizie de publicitate, o mică regie de publicitate online din cadrul Focus Digital Services, iar Focus Digital Services este o companie parte a grupului Rentropen Straton, pe care eu reprezint astăzi ca
un modest consultant în cadrul manager.ro, un proiect la care țin foarte mult și pe care vă invit în continuare să-l țineți sub supraveghere, să vă aruncați în fiecare dimineață, la prânz și seara, luați prânzul de 3-4 ori în fiecare zi, să vă aruncați un ochi pe www.manager.ro. Vă mulțumesc!